începem? Da. Bună ziua. Ați avut procesul verbal la mapă, dacă sunt ceva probleme în legătură cu modul de redactare, dacă nu supunem aprobări. Cine este pentru? Eu abțin de la deci domnul ăsta sunt toată mai invitații, da? Da. Deci avem un simplu lucru cu urmă zi, că anume, de lucrurile. În bază articolul 39, 2, 3, 5, legea numărul 210/2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificări și comentarii perioade. La inițiativa Consiliului Local, ce prin totrime din numărul membrilor Consiliului și a comandatorului întâlnit de lucrurile Consiliului Local, Naie Florin, Ștefan Nicolae, cine? Naie Sinel, Parasit Gheorghe și Iorgu Emanuel. Înregistrat numărul 7201 din 2017. Se convacă ședința extraordinară a Consiliului Local la Orașul Budeșul Scălăraș. Prin data 27/11/2017, ora 12, s-a ședința primăriei Orașul Budeș, s-a dăgărit numărul 12, următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind delegarea unui Consiliu Local, care va îndeplini temporar atribuțiile vicepremierului Orașului Budeș. Aștept propunerea. Domnul Ciună Dumnezeu. Până aia e Florin. Din partea propunere. Nu mai există. Nu mai este, da? Trecem la vot. Am eu o propunere, domnul. Mai vreau înainte, dar trece la vot. Cel care e propus să ne spună și nouă ce va face în situația în care va fi. Nu face proiectul, domnule. Da? Da. Poate ne spună ce e da. Ca să mai târziu. Ce? Ca să știm cum votăm. Ce gânduri are de făcut. Ce domnule? Da. Hai să vină doamnă. Explicațiile, domnule. Da. Coleg. În mare. Primul rând, propunerea mea e... Dacă mă ascultați? În primul rând, pe mine m-a propus partidul din care fac parte, PSD. Știți bine că PSD este într-o alianță cu ALDE. Domnul primar, fiind membru ALDE, este și primarul localității, PSD-ul a făcut propunerea ca vicele să fie din partea dânșilor, ca să putem să înaintăm unele proiecte, să ne financeze și să ne sprijine în tot ce am avea noi de făcut. Pentru asta a fost propunerea, pentru că eu am încredere la nivel de Călăraș și de acolo s-a făcut propunerea în speță pe mine. Pentru asta. Să dea domnul. Adică Călărașul are... Călărașul, da. N-am niciodată și vreau să vă spun și chestia asta. Nu sunt angajatul nimănui, nu fac jocurile nimănui, nici al lui domnul Comunjean, nici al cuiva. Asta vă garantez și o să vedeți pe parcursul, dacă voi fi ales, o să vedeți din activitatea mea chestia asta. Deci eu n-am nicio obligație față de domnul Jean și față de nimeni. Chiar n-am nicio obligație față de nimeni. Eu am să fac numai ce este bine pentru localitatea noastră, pentru localitățile creștine. Deci, și asta vă garantez eu. Nu știu dacă aveți încredere sau nu, dar o să vedeți dacă voi fi ales pe parcurs. Ce fel de om sunt eu? Că probabil dumneavoastră nu mă cunoașteți. Când puteți să vă retrageți sprijinul, domnul. Bineînțeles, și partea eu aș vrea să fac să simtă ceva pentru comunitatea asta care așteaptă doar în jumate și nu se întâmplă nimic. Bineînțeles. Vă garantez aici, față de toată lumea, vă garantez, în cazul în care va exista o suspiciune din asta, eu vă voi da demisie. Bravo. Și eu te rog foarte mult, dacă vine la Dumnezeu în birou, să-mi dai față. Ca și domnul, ca și... Nu, așa, nu trebuie să discutăm. Ascultați-vă că nu cu asta trebuie și nu se poate. Fără țin de 2 lei. Ascultă-vă și tu, dacă ai fi și eu și el ala, tu nu... Fără țin de 2 lei. Domnul, să stai în birou, că trebuie nevoie. Nu toată ziua, până ziua. Asta e. Eu am referit. Eu am cerut, ascultați-mă. Nu se poate, da, fără nimeni în birou. Ca de data asta, la ședința asta, participe. Deci domnul Păunjean nu participă la ședința asta. Nu, domnul. Asta am cerut, că data trecută am fost acuzat. Trebuie să înțelegem, nu domnul Bereau a propus. Nu domnul Bereau a propus. Partidul. Domnul, trebuie să înțelegem. Deci partidul, nu domnul Bereau a propus. Ca să se înțeleagă bine, că nu domnul Bereau a propus. Partidul.
să tai acolo. Tu tragi mușchi unii. Deci nu Belea a propus, partidul, așa că nu trebuie să... Dintre consilieri părăsesc sala, ce facem? Nu, e... Nu, vreau să facem biletele și celelalte. Nu, uite, produs, ce facem? Ieșim la fuzat. Putem să și plecăm, nu? Nu, până facem. Ce vorine? Așa s-a făcut data de ziua. Uitați-vă, dacă ai prezent de vot. Nu mai... Nu mai domnul secretar, cu domnul ce mai ieși? Ia-ți mă ce! Așa cum avem noi. Dacă sunteți aici, hai să o să vă trageți de deci, până că dacă nu s-a întâmplat. Eu n-am zis acum, atacă în vorba aia. La ce să... Deci, e prost înțeleg cine a zis că... E o sarcină foarte grea. Știu. Pe care, dacă vreau să-ți arăt, eu am deja, mai am vreo 3 materiale din astea groase și vreau să-ți spun că nu e așa de ușor să faci... Deci nu e așa ușor să faci ceea ce l-a făcut unii. Și când se asumă o răspundere, știți ce înseamnă? Domnul doctor, atâta timp cât el a fost de acord la cerința partidului, el și asumă. E problema lui, nu corespunde, e foarte simplu. Omul ori își va da singur demisia, ori noi avem posibilitatea să... Demisia. Sau? Demisie. Demisie, dacă am făcut demisie. Păi nu, dacă avem de la început suficiu, că nu e bun la care e bună, nu are să știi. Așa, poate să renunți oricând. Păi da. Nu e țepe nimeni pe scaun. Păi. Și asta nu e o funcție de... Cine e eu, pe... O să vadă dacă... Problemele sunt grave dacă rezistă. De un succes dacă vei fi ales. Noi cu toții urmă, așa că împreună trebuie să... Dezamăgesc pe nimeni, nu cu o anumită parte. N-am să dezamăgesc. Înregistrați, domnul. N-am să dezamăgesc pe nimeni. Exact. Mă duc eu surprind. E bună treaba, bravo. Îmi asum cuvintele. Consiliul ăsta, cel mai bun pentru viceprimar, ar fi domnul doctor, ca și demonstrat. Are și studii superioare, dar dacă politica aceasta, politica, că orice ar fi politica, după alegerile din primăvară, automat, un doctor îl propune pentru viceprimar. O te candidează la primar, domnul? Primar, da. Așa e normal, oricât ar fi de bun dânsul, îl cunoaștem acum, așa de cât, toate că a venit mai târziu. Stelica ai votat? Da, la părere. Și-am văzut la variantă. Dacă am votat? Dacă am văzut la variantă? Prezența mă vota. Prezența? Ia stigă și domnul Stelica, stigă și la domnul Ciumă. Să vie nouă de vot. Să votăm. A votat. Asta e politica. A semnat în Stelica. Stigă, bonde, Ciumă. Mai faci și ce zice pace. Domnul Vărăschi? Da. Pentru că nu te uși mai fără. Da. Domnul Vărăschi? Vă spun, vă rog, fixul, deci, cum spuneți, da, după.
Pentru că e o... Păi pe cine să taie? Dacă nu se taie, dacă se taie, înseamnă că nu e împotrivă. Da. E împotrivă, dacă nu. E logic. Nu mai există o candidat care, care să... Dacă aia, deci... Nu te vrea. Bun. Da, unde aveți. E împotrivă. Aici. Da. Dacă erau doi candidați, înțelegeam. Trebuia să rămână unul. Așa. Sau niciun. Așa și aici. Domnule președinte, ne. N-ai folie.
Arată-o. Ce arată? Să vadă presa aici. Da. Mai e furii. Tăiat. 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 Mai furim. Mai furim. Mai furim. Tăiat. Dacă te-am contestat. Nu, am spus, m-ați contestat înainte. Să mă trageți de mânecă și să-mi spuneți... Și o recomandare, să respectați legea, domnule. Cu siguranță. Vă rog frumos să colaborați cu personalul, voi face tot cu șefii de serviciu. Cu siguranță. Că dacă nu respectați legea, nu respectăm legea, răspundem toți în fața lui. Avem două posibilități, domnule vice. Să faceți treabă sau dacă nu, să vă... Pentru asta am venit și asta o să demonstrez. Am venit doar să ajutăm populația asta care stă de una jumate fără niciun sprijin. Aveți două posibilități, să faceți treabă sau să vă...